Lăsați-mă în pace că m-ați otrăvit toate. Băi de mine. Faci cord? Ia uite ce face Scarlet. Aici. Aici cad. Aici. Ți-e frică să te dai aici? Ce? Ți-e frică acolo să te dai? Da. Da? Ia arată. Am pe scările astea, ai curaj? Fac pișii. Da. De? Pe fac pișii. I-a apucat pișii acum dintr-o dată, da. Da, hai sus. Hai să vedem. Sau du-te sus la baie. Fac caca. Caca sus. Du-te la toaletă, hai. Toare unghiile. Mă, mami, mă, dar ce cu freza asta ta? Căzut unghiile. Căzut unghiile. Unde ți-a căzut unghia? Asta. A, te-ai lovit acolo. Da, pe masă. Mare, urechea, pe masă. Te-ai lovit la ureche, ai căzut de acolo de pe masă și te-ai lovit la ureche? Da. Ia să văd. Uite. O, mami, bineînțeles. Dar acum ești bine, nu? O, da. Like! Like! Să faceți amândoi like, auzi? Da. Like! Dați un like acum pentru Amza și Scarlet. Ce faci, bunii? Stau și mă uit cum pierdești tu. Bunica, astăzi mâncăm insecte. Mâncați, poftă bună. Bunii, mâncați! Mâncați! Hai de mine! Auzi, Scarlet, în Biblie e clar spus ce trebuie să mâncăm și ce nu trebuie să mâncăm. Auzi ce a zis tot ce-i sub soare se mănâncă. Tot ce zboară se mănâncă. Da, nu e nimic curat și necurat. Totul se mănâncă. Mai ales că știu ce sunt. Hai de mine! Nu, dar chiar citesc acum, Biblie, ce trebuie să mâncăm. Bunica, în vechiul ăsta legământ. Era vechiul legământ, vechiul testament. Nu mai sunt animale curate și necurate în noul legământ. Ioan Botezătorul se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Cine? Ioan Botezătorul. Așa scrie în Cornilescu. Păi acum uite, luăm Biblie. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Uite, lăcuste. Uite, citesc de atâta timp, dar eu nu... Da, uite, da, eu! Am înțeles, gata. Bun, deci acum o mică paranteză. Se zice că termenul ăsta la couste, nu știu ce, de fapt era un fel de salată, că el era vegetarian. Ule, e un cățeluș. Uite, iubii, ce cățeluș care țipă. Hei, ce cățelușul ăsta? Hai ce vă spun, ce? Apropo de... Hai, abia aștept să mâncăm lăcustele alea. Dați un like mare de tot, pentru că Melissa a promis că o să mănânce 20 de lăcuste. Dar nu le-am cumpărat degeaba. A, stai așa, mă, stai că mai... Nu avem doar lăcuste, mai avem încă ceva. Vine încă ceva. Ok, am înțeles că furnicile și lăcustele și astea n-avem voie să le mâncăm. Dar ți-am mai pregătit ceva. Ți-am pregătit niște carne de crocodil. Serios? Mai am carne de struț și carne de cangur. Cangurul e neam cu iepurele. Da, de unde tu te-ai aprovizionat cu de toate? Am fost... Carnea de struț, îți închipui. Da. La struț e un fel de pasăre. Da. Deci e chiar... Stai, aici e. O, cap! Măcii! Bravo! Bine, ăsta, 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 pui mâna, fluțele, păi, pune nasul. Pune nasul? Da. Hai, du-te și ștergeți nasul, repede, repede, sus. Accident! Tu ce faci acolo, bine? Ce faci, ție nu-ți place? Da. Mâncarea mea preferată, vinete cu maioneză. Este extraordinar. Ce-i cu tine, Scaiule? Ce-ai făcut?
Da, frate Brodisan, ce faci? Și eu. M-a sunat Barty, uite, vă salută pe toți. Îl știți din Planeta Veselă. Hai că mă întrebase bunica mai devreme de unde am luat chestiile astea. Păi le-am cumpărat din America, zisesem într-un video la un moment dat. Vrei să arăți tu? Ok, hai. Vă arăt carnea. Carne, ok. Carne de struț. Asta este carne de struț. Asta e carne de aligator. Asta este carne de cangur. Ăștia sunt greieri. Dar cu ce gust? Cu aromă de smântână și ceapă. Și asta vă spun eu. Bacon și brânză. Iar astea sunt niște prăjiturele cu furnici. Înăuntru. Asta? Ia arată-l la cameră. Acadele cu scorpioni. Ma. Și este una și cu abine. Ia. Și ăsta tot cu scorpioni. Acadea cu scorpion. Ma. Cu roșii sherry și cu ardei. Salată din asta bună. Ai de mine. Și cu pâine proaspătă. Deci eu sunt în stare să mănânc o franzelă singură. Ne completăm. Da. Cât ești? Cât ești? Așa, așa, gândaci, gândaci. Gândaci, mănânci tu gândaci? Da. Dacă mănânci gândaci, crești mare, imediat te faci mare ca și calul ăla. Doamne, ferește. Doamne, ferește. Hai, Amza, că așa vii de parcă te duci. Ăsta, 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 ăsta. Da, la ce e? Tot gândac. Albină. Albină, da, bravo. Albină. Albină. Abina, mâna, mâna, ceapă, ceapă. O să vrei să mănânci Abina? Ce? O să vrei să mănânci Abina? Da. Abina, mănânc, like, Abina, mănânc. Hai la masă, bunii. Cu ei mănânc așa ceva. De ce nu iubim? Și eu pot. Hai mă, iubim. Mi-e rău. Da, mă, sunt comestibile. Cum se... Like, like. Ce ai pățit, bun? Bunica, e o coajă de pâine, ia uite. E o coajă de pâine, a crezut că e din aia. Ce, te-ai speriat? Dacă apare aici gândacul. E coajă de pâine. Doamne, și... De așa mi s-a părut. Mă uitam acolo. Ia, miroase-l înainte. Să-l mănânc, să-l... Stai să uit ce e. Stai, mă gândesc. Ah, prăjituri, prăjituri, semințe. Mă gândesc la semințe de floarea soarelui. Eu. Cum e? Fix ca semințele de floarea soarelui. Îți promit. Crede-mă că e bun. Hai, mă. Doamnește. Ce-ai zis, Amza? Doamne, ferește! Mănâncă! Ia, cum e? N-are gustat nimica. Bagă-l pe tot, care gusta sămânță de floarea soarelui. Tatăl meu, mănâncă. Gura mare, hai! Mănâncă, mănâncă-o! Mănâncă, mănâncă tot, tati! Ua, ce bun e! Semințe, mami! Haide! Nu fiau! Hai, mă! Pune acolo! Pe pâine? Da! Ok! Hai, bravo, Amza! Hai că poți, Amza! Hai, bățiță! Hai, băiețe! Hai, băiețe! Hai, bă! Hai, tati! Papă-l! Cât dacă? Papă-l! Cât dacă și papă! Gura mare! Așa! Așa! Papă! Ah, stai că nu l-ai mâncat, bă! Ai închis ochii ca să mănânce, scumpul. Stai. Curajosul meu. Mi-e frică. Ia uite. Aolea. Ie, ce crunchie. Ia. Ia, hai, cum e? Dacă papi sau bobo. Dacă papi sau bobo. E bun. Nu că e bun. Da. Ia. Mai ia. A, așa, uite, i-am mai dat o bucățică. Cum e? Și papă tot. Zau bobă dacă îl faci. Mite.
Semințe. Semințe, vezi mă, v-am zis care gust de semințe. Papă-l tot. Nu. Am să dacă pap tot, îți dau bobo. Am... Le dau și bobo cu gândac. Îți dau un bobo cu scorpion. Ce pățare bunică, ia uite ce pățare bunică. Am zis, ia. Bravo! Și căpuțul, așa. Bravo! Cum e? Bravo! Cum e? Bravo! 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 Seamănă cu taică-șo. Ție ți l-am pregătit pe cel mai mare! Lasă-mă să mănânc! Uite, are pulpiță! Uite ce pulpiță are! Auzi, ăsta e sănătos! Nu conține grăsimi, colesterol, chestii, e bun! Bravo! Bravo! Ia! Da, cu ce? E cu scorpion! A pus așa foarte precaut. E bună. E bună? Oh, aia e. Foarte precaut a pus din buța să nu-l piște. Hai să vedem cum, dacă poți mânca gândaci cu aparatul dentar. Da. Dacă îți rămâne în aparat. Ia, să vă rămâne în aparat. Dacă rămâne în aparat, eu chiar nu am ce să fac. Eu. Cum e? Are un gust foarte intens. Da. Are gust a coajă de semiță. Deci pe mine, da, oricât ai încerca. Mănânci toată. Așa mănânci și scorpionul. Hai mă, iubi, te rugăm. Am mâncat burger de melci, e suficient. Iubi, îți promit că nu pățești nimic. Crede-mă că e ok. Iubi. E fără, ok. Fără filmat, cu gata. Yes! Ce mă, nu mănânc, uite așa că nu mănânc. Mănâncă! Nu vreau să mă convingi tu pe mine. Nu vreau. Te rog. Nu, niciun te rog. Asta e vorba lui, dar te rog. Poți să țin în mână? Păi ține-l în mână. Vai de mine. Ia, Sara. Cine i-a rupt piciorușele? Păi s-au rupt, e foarte prăjit. E well done. Cura, cura. Hai. E un bunica. Buni. Ah. Bunica. Bunica. A venit să vă mai... El. Poți să guși de struț. Struțul e o pasăre, e curată. Știu eu cine crocodil. E popo, lince. Acum e timpul. A făcut o sălingă. Vrei de struț? Arată-mă acum. De cangur sau de crocodil? De ce mănânci? Stai că am zis deja început să mănânci. Ce mănânci acolo? E aligator. De struț, eu vreau de struț. Vrei de struț? Băi. Trebuie să primești un like, bunica, pentru curaj. Unde e, care e de struț? Ăla, tot de struț, Iamza. Mănâncă-l și tu. Eu mănânc de cangur. Cum e, bune? Tu mănânci de cangur? Aha. Hai să mănânc și eu de cangur. Ca și cum ar fi un salam de-a nostru, dar mai bun ca de Sibiu. Wow. Vă bateți. Mai bun ca de Sibiu. Ăla e mai gras acum, ăsta nu. Bravo! Bravo! Uite, Amza se bucură. Bravo, Amza! Crocodil. Crocodil. De? Crocodil. E foarte bun. M-a zis crocodil și nu-mi trebuie, nu. Că s-a destruit. Crocodil! Bunica-i cu struțul. Amza, te-ai bucurat ca popa mami? Da. Ce-am gustat acum? Asta este de cangur. Asta de crocodil e un pic picant. Asta de cangur. Sosul de alegator, e bun. Sunt bune? De carpiș căcios. Cangurul e un pic acruț. Dar de unde le-ai găsit, mă rog frumos, delicatese? Le-am găsit în America, într-un magazin de carne de vită uscată, gen. Ce în America eu? Sunt pentru mâncare? Da, sunt comestibile, doar se vând în magazine. Pentru oameni, l-am cumpărat de la mall. Gusta. Dar ce e? Dar nu e nimic rău, crede-mă. Crocodil? Nu, deci gustă, să vezi ce bun e. E un pic picant. Și are așa un gust... Nu-ți plac ție crocodilii. Tati, mănânc ăsta. Mănânc... Scorpion. Aligator. Ce? Scorpion, tati. Mănânc copion. Da. Deci care, struțul, nu? Deci struț e foarte bun. Like. Amza. Mănânc ăsta. Like, Amza, mănânc ăsta. Îmi place, tati, ești vlogger, te-ai născut Tic, vlogger. Bunica. Putem să-i dăm la bunica. Ce să stiu? Stai că vine. Bombonele. Tot din America. Ciocolată. Okay. Ia. Asta e întrebarea lui bunica. Cu ce? Ia. Ce-a vrea, serios? Ia, și tu. Cine mai vrea? Ce să
ciocolată înăuntru. Ciocolată, iubita. Asta-i cu gândaci. Ea meu. Da, ea n-aude, așa. Dacă vorbim așa în șoaptă, n-aude. Exact. Dar poți să vorbești mai tare, că tot n-aude. E ciocolată cu furnici. E ciocolată cu lapte și cu furnici. Cu furnici. Dar nu simți furnica. Se aștepta ea la ceva. Nu te furnică. Nu te furnică. Nu ne furnică. Dă-i mă și lui mami, Sara, măcar ciocolata cu furnici. Nu! E ca și cum e o ciocolată proastă. Nu e una. Hai mă, mănâncă ca lumea. Ia uite. Ia. Exact. E ceva clănțănitoră. Uite, vezi că ai o furnică între dinți. Uite, bunica, ai o furnică între dinți. Ia uitați cum merge să-și ia el apă. Ia uite. Hop. Hop. E ud. Stop. Acesta a fost video-ul de azi. Paul, Sara, Melissa, Anca și străbunica. Mulțumim că v-ați uitat până la final. So, if you're looking for me.